mergea fratele dumneavoastră cu copiii? Acasă, la mine îi ducea. De unde? Da, de la mamă. Dar nu era fratele meu minor pe volan. Era șofer cu permis. Cine era? Prietenul lui. De ce? Și mașina? Mașina... ce? Și era radiată? Nu. Nu era matriculată, nu avea acte și de aia au fugit și ei... Știți au dat cu glonț. Câte focuri de armă s-au tras? Șase, vreo 6-7 ani. Și câte au ajuns în mașină? Câte au... Mai multe. Mașina e peste tot. Dar ce părere aveți despre ce s-a întâmplat? Pe ce părere să am? Să le las așa? Ce o să faceți? Le dau în judecat. Ce să le fac? Păi dacă om omorea copilul sau ceva. Acum, vedem ce este. Dar fetița cum e? E bine, zice că bine, că nu doare nimic, că... dar eu n-am văzut piciorul, că e cansat. Medicii de la Vișa ce-au zis? I-a strecut glonțul piciorul sau... Nu, zis că nu este grav, nu știu ce, dar nu știu. Toți cei trei copii din mașină erau ai dumneavoastră? Da. Sunt frați între ei sau? Ai mei erau de la doua fetiță, astea 7 ani și una mică ce, și un fratele meu de 16 ani. În zona este un conflict între polițiști și cetățeni. Ce părere? De ce credeți că a urmărit mașina? Adică... Păi n-a urmărit-o fix pe el. Era în foieni așa, peste tot, toată mașina mea. Toate mașinile sunt urmărite de poliția? Nu, asta poliția a fost din București sau... Cum vă cheamă? Mihela. Și cum? Șurda. Șurda? Șurda.